Dispărut de an bun din municipiul, Ruibiul Giurgiuvean respiră grație cluburilor Oval 5 Cosoba și Ruibi Club Giurgiu Nord Joița. Liantul este Vlăduț Gheorghe, cel care din 2006 a pus bazele unei adevărate fabrici de talente. Într-o vreme în care fotbalul este la putere, sportul cu balonul oval este rege la Joița și Cosoba, cel puțin în rândul copiilor. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret a organizat sâmbătă cea de-a treia ediție a primăverii la Cosoba, competiție de ruibi dedicată copiilor sub 14 ani. La eveniment au mai participat trei formații din Ilfov, Buftea, Cioroc Gârla și Dârvari. Astăzi, Direcția pentru Sport și Tineret Giurgiu organizează cea de-a treia ediție a Cupei Primăvara la Cosoba, la care participă 5 echipe. Noi am organizat această acțiune în scopul de a motiva copiii sportivi și de a atrage și alți copii de aici din zonă pentru practicarea acestui sport, acestei ramuri de sport, care știm cu toții în Giurgiu a avut tradiție, având echipă în divizia. Deși numărul participanților a fost mai mic față de ediția precedentă, entuziasmul n-a lipsit, iar vremea a fost de această dată de partea organizatorilor. E adevărat că nu sunt foarte multe echipe. S-au retras din competiție două cluburi datorită vârstei copiilor. Au depășit vârsta de 14 ani, au mers la licee și nu avem ceva și nu putem să-i comparăm să joace cu cei care sunt de 12, 13, 14 ani care sunt prezenți la competiția noastră. În afară de mini-ruibii, cele 5 echipe s-au înfruntat și la Ruibi Tag. Este introdus în școli prin ONSS de vreo 4-5 ani. E adevărat, nu se joacă cu placaje, nu se joacă cu, în forță. Este un joc mai elegant un pic, dar este jocul care inițiază copilul sportivul pentru ruibiu adevărat. Ruibiu tag este totuși un sport care prinde caracter de masă, care evoluează. De ce? În anul 2014, la acest ruibi tag au participat în jur de 250 de școli din țară. Deci, o puzdere de copii. Fiind un sport pentru curajoși, uneori se mai întâmplă ca puștii să se aleagă și cu zgrieturi, dar aceste lucruri nu-i determină să renunțe. Din contră, îi ambiționează și mai tare. Se întâmplă des astfel de accidente? Da. Și ce te determină să vii în continuare la antrenamente? Îți place atât de mult? Da, este un sport care te ajută. În ce sens te ajută? Ca să slăbești, să... mai multe. Ce-ți place la ruibii să faci cu mingea? Că este dur, poți să pasezi. La ruibii vin și fete, echipele fiind de cele mai multe ori mixte. Andra este de la Joița și spune că principala sa calitate e viteza. Alexandra, în schimb, locuiește în Cosoba și nu se ferește de placaje. Și ce anume te-a atras pe tine? Nu e un sport așa mai pentru băieți? Ba da, dar mie îmi place ruibi. E un sport foarte bun. Ce-ți place la ruibi? Alergăm și facem și sport. Am văzut că știi bine și cu mingea, știi să o preiei, să o pasezi? Da, știu să o pasez și să o prind. Mă uit la tine, ești așa micuță, probabil ești foarte rapidă, nu? Ai viteză bună? Am viteza foarte mare. Întrec și pe verșoara mea. Nu cumva te strânge echipamentul? Nu. Sigur? Sigur. Am văzut și te-am remarcat pe teren. Ești foarte, foarte incisivă. Îți place sportul ăsta? Da, foarte mult. Ce anume îți place la el? Când vrem să dăm pase și mai multe. Am văzut că un băiat ți-a făcut un placaj mai devreme și te-a aruncat în afara liniei. Ai căzut, ai și julit puțin. Dar cu toate astea nu ai comentat, nu te-ai supărat, nu ai spus nimic. Da. Nu te-a durut sau nu-ți place să comentezi când se întâmplă lucruri de genul acesta? Nu m-a durut. M-a durut foarte puțin. Alături de școală și cultură, sportul reprezintă unul din domeniile în care autoritățile de la Cosoba se implică pentru educația copiilor. Să știți că am plecat la premisa că online-ul sau calculatorul duce într-o altă parte mintea copiilor. Și am încercat, fiind școala, fiind terenul de sport, fiind biserica aproape, să ne implicăm ca tot timpul pe ei să ținem aproape de noi, să nu-i lăsăm să facă lucruri, cum vă spuneam și mai devreme, urâte și neplăcute comunității. Și vă spun mai mult decât atât, că sportul, cultura, sănătatea duce la alte lucruri benefice și pentru noi comunitatea, că ne gândim la viitorul nostru. La competiția de la Cosoba a fost prezent și Aurel Cristescu, unul dintre cei mai longevi
respectivi arbitri români. La aproape 72 de ani, Neaurică se află într-o formă de invidiat și continuă să slujească sportul care i-a dus cele mai mari satisfacții. Sunt fericit că până la vârsta mea să mai arbitrez, să mai trăiesc și o tinerețe împreună cu drăgălașii care au evoluat în teren și domnișoarele care au dovedit curaj. Bravo! Nu sunt doamnă ca să mă ascund vârsta. Peste 6 luni octombrie, pe 15 octombrie, îmi 72 de ani. Și care este motivul pentru care vă mențineți atât de bine? Mai fac un tenis de câmp, stretching, am bicicletă, locuiesc la etajul 10 și urc pe scări la urcare. Colocatarii mei sunt foarte intrigați, așa, domnule, nu funcționează liftul, nu, zic, vreau să mai fac pentru mine mișcare. Am 80 de kilograme și burta am lăsat-o la colegi. După încleștarea de pe teren au venit și premiile. Direcția județeană pentru sport și tineret a oferit mingi de joc, diplome, cupe și medalii tuturor participanților, dar și tricouri pentru echipele giurgiuvene. Printre cei care au înmânat premiile s-a aflat și Dumitru Beianu, un admirator al micilor uibiști, alături de care a fost încă de la înființarea RC Giurgiu Nord. Am venit aici în calitate doar de susținător al unui sport pe care n-am avut curaj să-l practic niciodată. Am crezut că n-am fizic. Acum, după 45 de ani, îmi dau seama că am greșit și văzându-mă pe voi și acum, văzându-mă și am trecut și acum de ani, îmi dau seama că sportul este atât de important încât trăsăturile fizice contează foarte puțin. Contează să ai antrenor foarte bun, contează să ai ambiție și să crezi în tine. Vă felicit pe toți, felicitări pe Alexandra, cea mai tânără fată pe care am văzut-o, căzând, fiind lovită și zâmbind când s-a ridicat. Tot respectul pentru domnul arbitru, mi-aș dori ca să ajung la 70 de ani și să fac sprintul cum face dumneavoastră. Direcția județeană pentru sport și tineret mai are programate în acest an două acțiuni ce vizează rugby-ul. Este vorba despre cea de-a noua ediție a memorialului Gheorghe Pârcălăbescu și de Cupa Dunării.